Dintre toți ființii îngeri, cei mai mari binefăcători ai oamenilor s-au arătat Mihail și Gavril, motiv pentru care se și pomenesc pe 8 noiembrie cu alese prăznuiri, ei fiind totodată și patroni spirituali ai jandarmeriei române. Peste 1,3 milioane de români își serbează onomastica astăzi. De cu cei mici părinți împreună slujitori iubiți credincioși, astăzi biserica ne pune înainte sărbătoarea cea de peste ani a Sfinților Arhanghel Mihail și Gabriel și împreună cu aceștia a soborului îngerilor și ceata. În țara noastră, cultul Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril este foarte răspândit, numeroase fiind bisericile și mănăstirile cu acest hram. În calendarul popular, Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril sunt percepuți ca niște ființe divine, întotdeauna prezente în viața oamenilor, veghind din ceruri și mai ales de pe pământ, asupra muritorilor. Astăzi, pe data de 8 noiembrie, sărbătorim soborul arhanghelilor, și anume Arhanghelul Mihail și Gavril, care sunt cunoscuți poporului nostru ca și arhangheli care au ajutat oamenii și care au învins toate puterile cele rele, cerești și pe diavol, pe Lucifer, cu puterea lui, biruind păcatul în lume. Potrivit tradiției, în dimineața zilei de 8 noiembrie, creștinii merg la biserică, la slujbă și aprind lumânări, atât pentru oamenii în viață, cât și pentru cei care au trecut la cele veșnice. Tot de ziua Sfinților Mihail și Gavril, oamenii dau de pomană pentru sufletele celor adormiți. Sfinții arhangheli sunt în număr de 7 însă în biserica noastră, iar ei fac parte numai dintr-o ceată din cele 9 cete îngerești pe care Sfântul Dionisie Areopagitul le-a așezat. Așa, prima ceată ar fi serafim, heruvim și tronuri, care stau cel mai aproape de Dumnezeu, domnii, stăpâniri și puteri, mai jos puțin de acei de sus, de tronurile pe care stă Dumnezeu. Și cei mai aproape de oameni, care fac legătura între Dumnezeu și oameni, sunt îngerii, arhanghelii și începătoriile. Reprezentat, Arhanghelul Mihail este cu sabie de foc, cel care a învins pe Lucifer, oastea lui, ceata lui, și de asemenea a fost pus și să păzească-l raiul. Pentru că vremea este aproape întotdeauna frumoasă în această zi, în tradiția populară 8 noiembrie a primit numele de Vara Arhanghelilor. Bătrânii de la sate spun că de acum și până la Crăciun vor mai fi 2 sau 4 zile călduroase. Acestea sunt numite Vara Iernii.